care simțiți că într-o formă sau alta nu mai aveți această energie vitală de plăcere, de bucurie, de a trăi, de a vă bucura de orice în univers, vă împărtășiți. Poate nu cunoașteți că ortodoxia și, bineînțeles, sistemul de credințe reușește într-o formă sau alta, printr-o formă de geometrie fractală pe care o regăsiți într-un cup desfășurat care este arhitectura bisericii, și aș vrea să studiați geometria fractală, să înțelegeți că în momentul în care cei 5 conectori de auz, văd și simți sunt potențați de sunet, cum ar fi toaca sau clopotul, atunci cei 5% carbonul din noi păstrează 80% din structura corpului de apă, cea de-a patra formă de agregare cristal solid, iar corpul energetic, mental și spiritual se așează pe aceeași frecvență și pe aceeași vibrație. Eliminăm toxinele energetice pe care le-am sădit cu formele gând pe care le creăm. Știți, icoana cu Sfântul Gheorghe care omoară balaurul? Balaurul înseamnă formă gând, dragii mei. Orice cuvânt pe care îl rostiți, anapoda și necoerent și neconcordant cu legea iubirii, creează forme gând. Toți demonii, lăuntrici, fricile, angoasele, depresiile, deznădejdea, le cumulați atâta timp cât nu gândiți pozitiv, când nu transmiteți stări de iertare și de iubire. Și nu uitați că în acest univers nu suntem decât noi și Bunul Dumnezeu. În rest sunt doar măști pe care le întâlnim, are ego-ului nostru. Vine unul să vă trădeze într-o zi și slavă Dumnezeu că mi-a arătat Doamne cum sunt eu azi. Adică lipsit de iubire, lipsit de iertare și călcând legea divină, făcând rău cuiva din jurul tău, măcar printr-o intenție. De aceea, împărtășania, când reușiți să intrați într-un spațiu de geometrie fractală, vă faceți un singur lucru. Vă aranjați biofotonii în simfază, vă ridicați linia de mitocondrii pe frecvența teta, starea de conștiință are o evoluție exponențială și deveniți canal de lumină. Prin cei 13 centri energetici, creați un câmp electromagnetic, care probabil că știți în geometria fractală, este un dodecaedru, și deveniți impactatori. Cuvântul vostru este ecou, faptele voastre rămân implementate în starea de conștiință universală și sunteți forțe demne de urma, motoare de dezvoltare, evoluați exponențial. Fiecare zi să fie o plus valoare în viața voastră. Dacă zâmbiți, spuneți că iertați și iubiți și transmiteți aceste sentimente celor din jur, viața voastră e un rai. Raiul și iadul sunt niște esențe lăuntrice. Ceea ce păstrești în inimioara ta și poți să servești la micul dejun, exact asta va fi cina și mai departe viitorul. Cum ești astăzi, asta este și viitorul tău. De aceea fiți buni, fiți onești, fiți integri, fiți morali. Nu uitați ceea ce pretindeți că fiți, să fiți. Este esențial. Celelalte lucruri se adaugă ca plus valori, ca daruri divine și potențialități divine, când Dumnezeu, într-o formă sau alta, vă binecuvântează să fiți făuritori și să măriți împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu înainte. Să și încheiem în cadrul oficial acordurile de parteneriat cu partenerii care am agreat să mergem mai departe împreună pentru dezvoltarea comunității din Bacău și a regiunii, de fapt, și pentru ce presupune această colaborare? Presupune, în primul rând, parteneriatul în această rețea Ingenius.net, pe care noi am fondat-o ceva timp în urmă și